Bun venit la o nouă lecție de geografie! Astăzi vom învăța despre degradarea mediului înconjurător, o problemă a lumii contemporane, schimbări globale ale mediului, pentru clasa a șaptea. Care este impactul activităților omenești asupra mediului? Distrugerea ecosistemului, poluarea aerului, care poate fi cu poluanți naturali, cum sunt erupțiile vulcanice sau artificiali, exploatarea nerațională a resurselor cu impact negativ asupra mediului, care sunt soluțiile? Plantarea arborilor, reciclarea selectivă, stoparea deversărilor deșeurilor necontrolate, utilizarea energiilor neconvenționale, precum energia solară sau eoliană, evaluare. Analizează cu atenție imaginile alăturate. Formulează 3 enunțuri cu privire la consecințele negative asupra mediului. Și nu uita, totul depinde de tine.